Dragii mei, bine v-am regăsit în această după-amiază la Actualitatea Hunedoiană. Este o zi de joi frumoasă care se anunță foarte promițătoare, mai ales că este foarte aproape sfârșitul de săptămână. Știți că eu urăsc termenul de weekend pentru că suntem totuși în România. Actualitatea Hunedoiană are o invitată, mai bine zis, foarte drăguță și foarte școlită, și anume doamna Ramona Moldovan, sociolog și jurist totodată, directorul Asociației Produs de Cluj. Bine ați venit, stimată doamnă! Bună ziua, bine v-am găsit! De ce Produs de Cluj? Asociația Produs de Cluj? Pentru că este o asociație care promovează produsul tradițional clujan, care promovează, de fapt, tradiția, valoarea și cultura județului Cluj, excelența în agricultură, promovăm turismul județului Cluj, mai exact tot ce ține, tot ce este bun și frumos în județul Cluj. Doamna Ramona Moldovan, sociolog și jurist, asociație cu produse tradiționale. Cum ați reușit să le îmbinați pe toate? De fapt, când ați făcut și sociologia și facultatea de La vremea lor, pe fiecare, după ce am terminat liceul, am făcut și eu, ca tot omul, o facultate. Curios lucru, acum nu se mai face așa, să știți. Apoi am mai făcut încă una, că de nu m-am mulțumit cu prima. În sfârșit, nu vreau să discutăm neapărat despre profesia mea, ci despre faptul că, ca și sociolog, de cele mai multe ori îți place să vorbești și să lucrezi cu oamenii. Exact. Iar ceea ce fac eu acum, acum mă refer de 6 ani încoace, de când conduc Asociația Produs de Cluj, este poate cel mai frumos lucru care mi se putea întâmpla sau cea mai frumoasă carieră pe care aș fi putut o alege. Cum a luat nașterea această asociație Produs de Cluj? Această asociație s-a înființat în anul 2010 din inițiativa președintelui Consiliului Județean, domnul Alin Tișe, care la acea vreme era președintele Consiliului Județean, acum este din nou, de anul trecut, din nou conduce Consiliul Județean Cluj. Revine fără doar și poate la același... Exact. Dânsul s-a gândit în urmă cu 6 ani că e nevoie să susținem produsul tradițional local, e nevoie să arătăm lumii ce avem bun și frumos în județul nostru, să ajutăm clujenii, în primul rând, să conștientizeze faptul că e nevoie să consumăm produsul local, indiferent că vorbim de produsul tradițional sau de produsul industrial, atâta timp cât susținem ce se fabrică la noi, în județul nostru sau în țara noastră, pentru că deja putem să extrapolăm ce se întâmplă la nivel de județ și să ne gândim la nivel de România. Bine ar fi dacă produsul românesc, dacă ar fi exact, dacă am susține produsul local la adevărata lui valoare, cu siguranță am susține economia locală, economia județeană, am susține acești producători care, ducând tradiția mai departe, dar în același timp având și o mică afacere de familie, ei, bineînțeles, prin sumele poate mici considerate de unii, dar adunate toate la un loc, pot contribui și ei la bunăstarea județului, la, știu eu, din impozitele pe care le plătesc lunar statului, să contribuie la o infrastructură mai bună, la condiții mai bune în școli, în spitale. Putem să ne gândim la lucruri foarte mari, de fapt, pornite de la lucruri mai mici. Această asociație este un pic atipică, nerespectând canonele care le-am întâlnit la alte asociații, care sunt și în Cluj și în alte județe, ținând de Consiliul Județean. Dar asta a permis să și facă lucruri mai multe și este, mai variat. Este atipică prin faptul că nu are zeci sau sute de membri, dar are sute de parteneri. Are 200 și ceva de producători tradiționali și meșteșugari din județul Cluj și o parte din producătorii județelor limitrofe care pe parcurs s-au lipit, ca să spun așa, noi, pentru că de 6 ani de când existăm am organizat până acum aproape 60 de evenimente produse de Cluj în toată țara. Mergând prin într-un fel de caravană, turneu național, cum vreți să îl numiți, mergem în județul Cluj, în toate orașele județului Cluj, cu târgul Produs de Cluj, despre care și vreau să vorbim deja astăzi. Asta, exact. Mergem apoi în orașele din județele limitrofe și am reușit să ajungem și în orașe mai îndepărtate, orașe mari, gen Oradea, Arad, Timișoara, Deva, Sibiu,
Ploiești, București. Dar, doamnă, dacă dar... ne-ați băgat și pe noi în orașele mari, sunteți prietenă pe vecie cu televiziunea noastră și cu noi. Aș vrea să vă întreb, acești membri de care spuneți dumneavoastră și participanți la toate expozițiile pe care le aveți dumneavoastră, ei cum s-au lipit, cum a spus dumneavoastră, de asociație? Păi, în prima fază, în prima parte a activității noastre, i-am racolat noi, ca să spunem așa, între ghilimele. Am contactat primăriile din zonele noastre, din toate unitățile administrativ-teritoriale ale județului Cluj, care ne-au furnizat informații despre producătorii și meșteșugarii lor. Evident, există Asociația Meșterilor Populari din Cluj, pe care i-am abordat și am discutat cu ei să vedem în ce măsură putem să găsim o formulă de promovare comună. Și la început au fost 30-35 de producători și meșteșugari cu care am început prima ediție, care a fost în 10 iunie 2011. Atunci am avut prima ediție la Cluj. Deci țineți minte și ziua. Da, este proiectul acesta e un proiect de suflet pentru mine. E ceva ce am gândit în urmă cu mai mulți ani decât a fost înființată asociația. Am lucrat în perioada 2001-2010 în două televiziuni locale din Cluj și acolo am gândit un proiect de promovare a produsului local și atunci, suprapunându-se oarecum acel proiect gândit la o scară mult mai mare, raportată oarecum strict la produsul industrial și apoi trecând pe această parte a produsului tradițional unde vorbim de gospodarii din, de la țară, unde vorbim de afaceri mici de familie, de oameni dedicați care din asta trăiesc, care se zbat și să ducă tradiția mai departe, dar se zbat și să trăiască cât de cât decent. Combină plăcut, utilul exact, și ecologicul, hai să spun, da, sănătatea. Acest proiect a devenit pentru mine mai ceva decât cele două fete ale mele. Nu vreau să spun acum că ele ar rămâne suflet, pe o altă... pe un alt nivel. Ele sunt, evident, principalele mele realizări ale vieții, dar produsul de Cluj este ca și ele un copil, este un proiect de suflet al meu și atunci mă străduiesc frumos pentru spus, acești oameni. Copil de suflet, da. Da, mă străduiesc pentru acești oameni pe care i-am alături, pe care îi văd cât de mult muncesc ca să arate celor din jur că se poate încă promova și se poate duce mai departe produsul tradițional. Nu este ușor, să știți, pentru ei să facă acest lucru, pentru că fiind, cum spuneam mai devreme, afaceri mici de familie, ei sunt de obicei soț și soție sau eventual au și copiii alături sau din ce în ce mai mult încep să vină și copiii alături de părinți. Păi atunci când există viitor, și tineri înțeleg că e nevoie de acest lucru și totuși le este greu pentru că lucrând singuri ei cultivă, ei prepară, ei îmbuteliază, împachetează, etichetează, ambalează, după care vin la târg, stau 3 zile de dimineață până seara, le povestesc clienților și vizitatorilor. E și o poveste. Exact. Fiecare produs are povestea lui și cu cât ai o poveste mai frumoasă, acel produs este sau devine mai credibil, devine mai, poate și mai bun. Din punct de vedere al gustului, gândindu-te la o anumită poveste, cred că poți retrăi anumite lucruri din copilărie, amintite de la bunici sau știu eu. Cel mai bun bucătar este creierul care îți spune, uite, așa era când erai tu mic. Așa ar trebui să arate sau așa ar trebui să aibă acest face și educație și culinară, dar și etnologică, dacă pot să spun, cu aceste produse. Da, și la educație, dacă vorbim și de educație, avem alături de noi la fiecare eveniment o doamnă care ne ajută să facem pentru copii ateliere de sculptură în fructe și legume. Excelent. În care copiii vin în fiecare sâmbătă de la prânz și până la 3-4 ne delectăm cu acești copii care sunt extrem de încântați să construiască
construiască diverse personaje din imaginația lor sau jucării sau știu eu ce le trece prin cap din morcovi, mere, pere, da, kiwi, boabe de piper. Și se apropie de fructe. În și acest de fel le explicăm cât este de important să consume fructe zilnic, să consume legume, să fie și ei de mici să cunoască aceste beneficii, iar apoi să consume produsele care vin din cămara bunicii, poate. Da, da, corect, dacă corect. Vorbim de gemuri sau de siropuri sau de vestita zacuscă sau de silvoița noastră de la Cluj, care este gemul de prune, care e foarte gustos și are, chiar are, o are pe bunica în amintire, că vorbim de produsele apicole, de produsele de carne sau produsele lactate, care sunt adevărate și spun adevărate la propriu. Au carne în ele, au lapte în ele, au miere, este miere neîmbunătățită, ca să nu spun altfel. Nu vroiam să folosesc acest termen, dar este o miere de calitate. Sau, dacă vorbim de ia populară, de cămașa populară, de obiectele sculptate în lemn. Avem, apropo, meșteșuguri populare. Meșteșuguri populare, da. Exact. Avem cam jumătate-jumătate. La Deva, spre exemplu, vor fi aproximativ 70 de expozanți, 30-35 din fiecare linie. Doamna Ramona Moldovan, spuneți-mi, de fapt, mâine ce se va întâmpla? Că aveți mâine, deja toate bagajele. Da, mâine dimineață va începe Târgul Produs de Cluj de la Deva, a doua ediție la Deva, pentru că și anul trecut în Parcarea Oșan am anunțat peste tot și pe afișe și pe spoturile audio-video pe care le-am difuzat, pe spotul de pe caravană, Parcarea Shopping City Deva, pentru că noi așa am știut, este Shopping City acolo, dar de fapt, din câte am înțeles, locuitorii sunt din două Deva știu și, de Parcarea Oșan. Cred că se va vedea de departe. Da, se vede de departe, este un eveniment mare, de exemplu, și de amploare. Cei din Deva cum pot să ajungă acolo? Pot să ajungă cu mașina proprie sau cu autobuzul în fiecare sau zi. Sau bănesc că mașinile supermarketului care... Da, cu mașinile supermarketului, da, care aici, au program din... Bun. Așa. De la cât la cât începe? Când se deschide oficial? Se deschide oficial mâine dimineață la ora 10, la fel cum se deschide și programul magazinului în care ne aflăm în parcare. Ține în fiecare zi până la 10-11 seara, chiar duminică seara când îl vom avea pe Aurel Tămaș în program, da, că sunt 4 zile. De obicei, evenimentele noastre se derulează de vineri până duminică, timp de 3 zile. Anul acesta la Deva, locuitorii orașului dumneavoastră au fost norocoși, fiind și ziua de 1 mai și fiind zi liberă, am hotărât să mai rămânem încă o zi în plus. Domnul Tămaș a mai fost în Deva și a fost foarte încântat, numai că l-au fugărit doamnele și domnii pe aici să-l pupe. Da, el așa pățește de fiecare dată pe unde merge și anul trecut am avut interpreți îndrăgiți în programul nostru de la Cluj. Anul acesta ne-am gândit să venim și cu alte nume, respectiv Felix Gălan, Ioan Dordoi, Marius Ciprian Pop, Aurel Tămaș și Aurora și Sandel Mihai, dar sunt și mulți, mulți alți interpreți care vor evolua pe scenă în cele 4 zile. Vor fi și ansambluri din Deva, pentru că acolo unde mergem, în orașele în care mergem, ne place să invităm alături de noi și producătorii județului respectiv și interpreți și ansambluri din zona respectivă. Vrem să arătăm lumii că produsul tradițional nu are neapărat nume sau zonă geografică, să-i facem pe oameni să înțeleagă că trebuie să consume produsul tradițional, că vorbim de cel din Cluj, că vorbim de cel din Hunedoara sau de cel din Bucovina.
totul este produs românesc și produsul românesc trebuie consumat la urma urmei. Trebuie și noi să ne deșteptăm odată și să fim mândri de produsele noastre, să le promovăm așa cum se cuvine, așa cum fac europenii de mulți. Toată Europa face de mult, în fiecare țară găsește așa ceva, exact. Și la cote mult mai mari și la un nivel foarte ridicat. Dacă ne raportăm la Franța, nu putem avea termen de comparație, dar putem să ne raportăm sau putem să facem o comparație cu Polonia, care este mai aproape de noi și totuși este atât de dezvoltată din punct de vedere a promovării produsului tradițional, pentru că ei și-au împărțit toată țara în galuri. Ei au înțeles ce înseamnă să te asociezi ca produs, ca producător de produs tradițional. Nu poți să ai forță pe piață dacă ești singur. Dacă nu sunt asocieri masive în care oamenii să înțeleagă că doar uniți pot să facă ceva bun, nu putem avea șanse de reușită. Din păcate, la noi încă mentalitatea este afectată de vremurile de mult apuse, în care cooperativa însemna ceva. Deci în moment, și în momentul acesta, oamenii de la care au 40, 50, 60, 70 de ani încă se gândesc cu groază la când aud de cooperativă, se gândesc la fostele ceapeuri, refuză să se asocieze, tot timpul gândindu-se oare dacă celălalt va câștiga mai mult decât mine, dacă nu pot să fac atunci. Așa, pentru că așa a fost atunci. Bun, trebuie să depășim această etapă, trebuie să vedem asocierea ca pe o asociere benefică. De fapt, asociația noastră, așa teoretic vorbind, care este scopul ei? Acela de a promova produsul tradițional, de a promova tradiția, valoarea și cultura județului Cluj și să-i ajutăm ca împreună să înțeleagă că această asociere nu poate fi decât benefică pentru ei. Că vorbim de producători, că vorbim de meșteșugari, pentru că avem zeci de astfel de exemple, dacă insistă și dacă înțeleg că e nevoie să se asocieze, dar în același timp să se promoveze eficient, pot avea șanse de reușită. Doamna director, vreau să vă întreb cum de ați ajuns dumneavoastră la concluzia că e bine să ajungeți într-un județ, cum este județul nostru, și să invitați și producătorii locali și alte formații sau formațiuni să vină. Manifestarea care este a dumneavoastră, practic. Exact. Și asocierea asta îmi sună foarte bine. Tocmai asta spuneam, că pentru noi nu reprezintă neapărat o concurență faptul că vin alături de noi producători din județul respectiv care au același tip de produse la urma urmei. Dacă vorbim de produsele de carne, noi venim cu produse de la Mănăstireni, dar avem și pe domnul Țurcanu, spre exemplu, de la Deva. Sau dacă venim cu produse din lavandă, suntem recunoscuți peste hotare deja cu culturile de lavandă, pentru că noi mergem și la evenimentele mari și de amploare internaționale. Anul acesta, spre exemplu, am participat la Săptămâna Verde de la Berlin, unde timp de 10 zile am fost unii dintre reprezentanții României. Standul României s-a prezentat acolo cu 12 producători, dintre care 5 au fost de la Cluj. 5 din 7? Da, 5 din 12. Și asta tot datorită susținerii Consiliului Județean, pentru că am fost finanțați în proporție de 80%. A fost finanțată participarea. Ceilalți au fost pe cont propriu, pe costuri suportate de fiecare persoană și nu este simplu, pentru că participarea este scumpă, construcția standului este destul de scumpă, să stai 12 zile în Berlin nu e tocmai ieftin, pentru că Berlinul este scump indiferent de perioada anului în care mergi. Mai mult decât atât, Săptămâna Verde Grünewoche de la Berlin, de asemenea, este cel mai mare târg de industrie alimentară, agricultură și horticultură din Europa și atunci orașul este plin de expozanți și de vizitatori și evident costurile de cazare sunt mai mari. Iar ceea ce vreau să spun despre prezența noastră acolo este că și anul acesta și anul trecut lavanda s-a găsit
surprinzător la standul României. Nu s-a găsit la standul Franței, unde este renumita lavandă din Provence. Da? Ei știu să își... francezii au știut foarte bine să își promoveze ca și brand de țară zona Provence cu lavanda renumită de acolo. Toate fotografiile pe care le găsim pe internet cu lavandă sunt de acolo, din acea zonă. Dar ei nu au avut lavanda la standul lor. Am avut-o noi. Unde se... Avem produce. Și la Finișel și la Bonțida și în foarte multe zone sunt hectare întregi de lavandă. Lavandă de Bonțida, sună bun. Și da, cai și lavandă. Să știți că avem un producător care are 72 sau 73 de specii de lavandă. Am aflat zilele trecute că există nu doar lavanda mov, care e cea mai cunoscută. Este lavandă și gri și galben și roz și cu mirosuri diferite, cu înălțimi diferite, cu intensități de miros diferite. Sunt persoane care deja cunosc, care au dezvoltat afaceri cu fonduri europene, știu foarte bine ce vor să facă și au depășit acel săculeț de lavandă, ca să spunem așa, umplut. Păi, acel săculeț de lavandă a intrat cineva într-o afacere în Hunedoara. Și am întrebat de unde, la Șimere era într-o instituție. Ce, păi, am fost la Cluj și am văzut pe cineva și uite, am început chestia. Și merge și zice, domnule, asta era cu 3 ani. Acum nu se mai discute. Când vine un produs pe bază de lavandă, deja oamenii cunosc. Nu mai vorbim doar de săculeți, vorbim deja de produse cosmetice, vorbim de ulei de lavandă, de apă de lavandă, de săpun cu lavandă, de miere de lavandă. Da. Deci s-a depășit doar acel săculeț simplu, este o afacere. O afacere frumos mirositoare, exact. Iar ce vreau să spun este că avem și... și producători de lavandă de la Cluj, în expoziția noastră, dar avem și producători de lavandă din Hunedoara. Da. Și deși ar putea părea că este o concurență, nu vrem să o gândim așa, vrem să o vedem ca și o colaborare frumoasă. Foarte generos acest tip de gândire și productiv, eu zic că e foarte productiv. Și este foarte benefică. Nu avem atâți producători cât clienți sunt. Asta înțelege lumea. Da, exact. Deci e foarte important să înțeleagă fiecare om, fiecare producător sau fiecare expozant are clientul lui. La fel cum fiecare produs din fiecare magazin are clientul lui, exact așa este și pe această piață a târgurilor. În funcție de cum știe fiecare să-și prezinte, să-și arate produsul, să vorbească despre el, cu câtă pasiune vorbește despre produsul lui și despre cum a ajuns el să fie acolo pe acea masă, atât de bine are sau atât de mare este și succesul. Doamna director, aș vrea să vă întreb pe zile ce se va putea vedea, ce manifestări sunt, care sunt pavilioane pe care le pot întâlni. Da, apoi vom avea, spre exemplu, începând de vineri dimineață, se pot găsi la standurile noastre produse din carne, sunt 4 expozanți cu produse din carne, vor fi 4 sau 5 cu produse din lapte, că vorbim de telemia, caș, urdă, brânză de burduf cu tot felul de mirodeni și de ierburi în ea, apoi avem miere, stăm foarte bine la capitolul miere, cred că sunt 6 apicultori, 3 de la Cluj, 3 de la din Deva, din Hunedoara. Vom avea gemuri și dulcețuri, siropuri naturale, sucuri naturale, prăjitură de casă, turtă dulce, ciocolată de casă, ulei presat la rece. Vor fi multe lacrimi de copii pe acolo dacă nu se-i bagă în seamă dorințele lor. Mami, vreau și de asta, și de asta, și de asta. Avem alături de noi 2 producători de ulei presat la rece din zona Turda. Unul dintre ei, uleiurile de la Luna, suntem foarte mândri de acest produs pentru că pe lângă faptul că au 2 uleiuri care au câștigat stele Michelin la degustarea Nord de la Bruxelles, în fiecare an au luat aceste stele și este extraordinar de un lucru extraordinar de mare și de frumos, având în vedere că în România nu există ulei care să aibă stele Michelin. Mai mult decât atâta, ei sunt furnizorii oficiali ai Casei Regale de uleiuri presate la rece. Apoi
Avem zona de mâncare, unde producătorii ai județului Cluj, respectiv Carmangeria Moldovan și Mariflor, au reprezentanții lor care se ocupă de partea de gătit în aer liber, adică sunt producători care au pământurile lor, care ei cultivă, au ferme, carmangerii. Da. Toate produsele care se găsesc acolo sunt produse din carmangeriile proprii, nu cumpărate din Vom putea să vedem mâine și un proces de gătire acolo pe loc? Da, se vor face produsele specifice la grătar, da, specifice exact. Evenimentului, da. Nu sunt alte tipuri de produse. Însă știm cu siguranță că sunt produse proaspete, produse de calitate aduse din carmangeriile acestor producători. Iar pe lângă ei, am încercat să vorbesc doar de mâncare, n-am vrut să las meșteșugarii la urmă, dar pentru că și ei sunt la fel de importanți, avem foarte mulți meșteri cu costume populare, cu ii, cu ștergare, cu fețe de masă tradiționale, cu obiecte din lemn, sculpturi în lemn, bijuterii lucrate manual, steaguri și drapele. Avem de la Hunedoara un producător de jucării de lemn, foarte interesant, mi s-a părut mie, este nou pe piață, are o fabricuță, din câte am înțeles, realizată tot cu fonduri europene, care face niște jucării extraordinar de drăguțe, puzzle-uri din lemn, tot felul de sunt și cele clasice, căluțul așa, dar sunt și ceva exact, sunt cele foarte, noi, da, mai sunt moderne. Foarte, foarte frumoase. Apoi avem zona de parc de distracții, pentru că ne gândim la toate vârstele, de la cei mai mici copilași și până la cei mai mari copii. Până la cei mai la mari 70 copii, de ani, da. Exact. Avem cel mai frumos parc de distracții, spunem noi, din Transilvania, cu utilaje pentru toate vârstele, de la caruselele mici pentru copiii până la 7, 8, 10 ani, până la utilajele cu adrenalină. Am văzut azi dimineață care merg la 15-20 de metri înălțime. Mie personal mi-este foarte frică, eu nu m-aș urca în niciunul sunt din acelea, dar sunt foarte ceva mulți doritori care sunt fani adrenalină. Da, da, da. Așa, iar pe scenă, timp de 4 zile, în fiecare zi de la ora 17-18 avem programe deci, folclorice. Vineri este ziua cui? Cine vineri, vine special? Vineri va veni Școala Populară de Arte. Școala Populară de Arte, da, așa. Ei sunt membrii asociației noastre, ei vor avea un program complex și complet. Vom începe cu un spectacol de fanfară, care va fi deschiderea oficială a târgului nostru și literoasă deschidere, va fi, da, un, da, da. Va fi un spectacol interesant, după care vom avea sau vor evolua pe scenă 15 elevi din cadrul tuturor secțiilor școlii populare, Cluj, Gherla, Dej și profesorii lor. Vor fi în total 20 de interpreți vineri pe scenă, alături de ansamblu de dansatori și de taraful de școlii fapt, populare. Câți oameni ați mobilizat din Cluj pentru acest eveniment? Nu știu dacă pot să vă spun cifra, dar sunt cel puțin 100 de oameni asta pe scenă bate bine peste zi. 100. Da, dacă da, 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 pune da. Și participanții da. La expozițiile astea, da. În fiecare zi. Pot să vă spun că în fiecare zi este un autocar de 60 de persoane care pleacă de la Cluj, plus cei care vin cu mașinile lor personale. Deci avem două categorii. Cei care vin și stau cu standurile și după aceea cei care vin în fiecare zi și exact, cei care vin cu standurile vin, vor ajunge mâine dimineață la 8 în Deva, o parte vor ajunge din seara aceasta. Noi deja am instalat standurile, sunt aproape gata. Sper ca până diseară la 8 să încheiem toată partea de amenajare. Apoi ei dimineață, mâine dimineață când vor sosi și vor primi fiecare standul, fiecare vor ști la ce număr de stand sunt așezați, cu ecusoanele, cu numele lor pe fiecare stand. Este totul foarte bine pus la punct. După care, cel târziu, la ora 12, sper să putem deschide oficial și pentru public, să poată oamenii să vină, să vadă, să cumpere, să cunoască produsele care sunt pe standuri. Deja produsele sunt cunoscute. Am primit 10 de mesaje pe Facebook după ce am început să facem promovare și am fost întrebați dacă vin produsele din carne, oamenii dacă deja vin produsele din miere,
dacă vine lavanda, dacă vine doamna, nu știu, care dintre meșteri cui, deja ei știu, deja am primit cu nume, cu persoanele respective dacă vin. După care la ora 18 începem programul pe scenă până la ora 10 seara, apoi sâmbătă dimineața la 10 deschidem din nou, standurile vor fi pregătite și încărcate cu toate lucrurile frumoase și cu toate bunătățile aduse de la Cluj. La ora... Numai dietă să nu ții în zilele astea, că nu e cazul, nici dietă, așa, nici post, nici le lăsăm pentru săptămâna viitoare după asta. La ora 13 va începe atelierul de sculptură în fructe și legume, despre care am vorbit, după care va fi un spectacol de aproximativ 6 ore, la ora 17 vom începe, cu Clubul Vedetelor, secția Muguri de Folclor, vor fi grupul Șezătoare a Clujului, ansamblu Cruna Pusenilor de la Gilău și foarte mulți interpreți, nu știu acum din memorie chiar pe toți, dar pot să amintesc Maria Golban Șomlea, Aurel Șuteu, Marius Ciprian Pop, Alina Ploaie. Sunt mulți interpreți și în ziua de sâmbătă, apoi duminică vom avea un spectacol interactiv de magie și teatru de păpuși despre știință, despre tot felul de... Cam pe la ce oră, doamnă? La ora 13. Copilași, nu uitați, la ora 13, la supermarket acolo, la parcare, sunt tot felul de experimente științifice, dar făcute sub formă de teatru de păpuși și magie. E un spectacol interactiv foarte, foarte drăguț, după care vom avea invitați pe scenă pe băieții din grupul Izvoare de la Cluj, pe tinerii din Asociația Tinerilor Iubitori de Folclor, tot de la Cluj. Vor veni 7 interpreți tineri frumoși cu voci superbe de la Cluj. Apoi va fi ansamblu Silvana, ansamblu centrului Dragan Muntean din Deva și vom încheia seara cu recitalul lui Aurel Tămaș, foarte așteptat. Ieri, fiind prin parcare acolo și intrând la un moment dat în mall, în supermarketul de acolo, da, auzeam pe cineva, se derula spotul audio pe galerie și auzeam pe cineva, pe o doamnă care îi spunea soțului: ai auzit că o să vină Aurel Tămaș? Unde o să vină? Aici, zice, aici în parcare la Oșan. Bine, zice, clar că venim și noi. Deci am auzit de multe ori oameni foarte încântați și care își exprimau bucuria că vin anumiți interpreți și că vor fi acolo cu siguranță. Mie mi-ați modificat programul, am o deplasare în altă localitate și când auzi soția că e Tămaș, vine Tămaș, trebuie să ne întoarcem duminică neapărat. Da, vă așteptăm cu drag în toate zilele, iar ziua de 1 mai va fi o zi mai specială ca program și anume vom începe la ora 13 programul pe scenă, vom încheia la ora 18 tot programul, pentru că de la ora 18 am înțeles că este un eveniment organizat de primărie, de 1 mai, care are tradiție și vrem ca deveni să nu fie obligat să aleagă între spectacolele noastre, evenimentul nostru și cel al primăriei. Noi încheiem la 6, astfel încât oamenii pot merge și în partea cealaltă. Apropo de evenimentul primăriei, vreau să-i mulțumesc domnului viceprimar pentru Răzvan Mareș, pentru implicare și pentru faptul că ne-a acordat sprijin de fiecare dată când l-am rugat să ne ajute cu ceva, a fost foarte, foarte deschis, și producătorilor din Hunedoara, care au înțeles că e nevoie de prietenie, nu de concurență între producători, și să aprecieze faptul că, și că au apreciat faptul că am venit la Deva, că suntem oarecum
la dumneavoastră acasă, dar în același timp i-am primit la noi acasă, pentru că în cadrul evenimentului, în cadrul evenimentului nostru sau în acea locație unde noi ne desfășurăm activitatea, având în vedere că organizarea ne aparține în totalitate, că toate costurile sunt suportate în totalitate de Asociația Produs de Cluj, costă cu sprijinul Consiliului Județean. Costă. Costă, ne străduim să facem... Se acoperă veniturile și cheltuielile. Nici vorbă. Nu sunt venituri. Deci lumea participă, plătește o taxă absolut simbolică, care nu ajunge nici măcar pentru transportul și montajul standurilor. Nu mai vorbim de promovare, de program artistic, de câte alte lucruri. Fiecare artist care vine, el nu poate să vină doar așa, de drag. Nu vine de drag, dar interpreții care vin la evenimentele noastre nu vin neapărat pentru acele sume de bani pe care, pentru acele onorarii pe care noi le plătim. Sunt oameni de suflet care vin de drag. Fiind un proiect și social, ei înțeleg că și ei au datoria, adică noi promovăm cultura tradițională prin ei, îi promovăm pe toți tinerii care au ceva promițător, care au voci bune, care au dorință de a fi prezenți pe scenă, promovăm copii de la cei mai mici, avem 3 ani jumătate, 4 ani, cred, are cel mai mic interpret al nostru. Juniorilor, exact. Da. Și ansambluri de dansatori de la cei mai mici, 6-7 ani, grupa mică, care vin, sunt extraordinari, până la cei profesioniști, adulții care vin, avem grupuri de seniori, care au 40, 50, 60 de ani, care vin și joacă, vin, aduc obiceiuri, avem grupul zegrenilor de la Ceaba sau Șoimii Carpaților sau Rapsodia Someșană, sunt grupuri pe care le ducem prin rotație, pentru că având câte 3 zile la dispoziție, la fiecare eveniment, în fiecare oraș, spre exemplu, săptămâna viitoare vom fi prezenți la Alba, apoi vom fi la Media și următoarea săptămână la Gherla, sunt 4 săptămâni una după cealaltă. Practic, mergeți în fiecare săptămână în săptămână în alt județ sau în alt oraș și de fiecare dată sunt alte ansambluri, alți interpreți, pentru că avem foarte mulți și fiecare dintre ei își doresc să fie prezenți pe scena Produs de Cluj. Este o onoare și pentru noi, este o onoare și pentru ei să fie prezenți acolo și atunci nu ne raportăm doar la bani, nu vorbim doar de bani. Așa cum producătorii plătesc acea sumă simbolică despre care vorbeam și interpreții vin tot pe sume simbolice, pentru că noi le asigurăm transportul, îi aducem cu autocare de la Cluj, îi ducem unde trebuie. Practic, ei vă dau talentul și timpul lor. Exact. Iar noi, Consiliul Județean ne alocă aceste fonduri pentru promovarea produsului tradițional și a culturii tradiționale clujene și sprijinim acest tip de produs, această îndeletnicire a oamenilor, încercăm să ducem tradiția mai departe, de aceea nu vorbim de costuri acoperite din venituri, pentru că deocamdată nu se pune problema de așa ceva. Nu activitate profitabilă, cel puțin la ora asta. Cu siguranță. Cu atât mai în mult viitor, cinste Consiliul Județean din Cluj, care a înțeles lucrul ăsta. Da, cu siguranță în viitor va trebui să încercăm ca din ce în ce mai mult să acoperim din aceste costuri. Cum vedeți rentabilizarea acestei afaceri în viitor? Am niște planuri, am o strategie, nu vreau să o divulg acum pentru că încă nu este... E foarte greu să te faci cunoscut, așa te faci. Deci, așa suntem cunoscuți, suntem solicitați în diverse orașe. Am primit un telefon acum o lună de la un manager din București care gestionează, este un dezvoltator care gestionează foarte multe mall-uri din toată țara, care ne-a propus ca anul viitor să organizăm 15-17 evenimente pe mall-urile lor din țară în parteneriat cu costuri. Aveți o anumită suportate. Tematică propusă sau dumneavoastră trebuie să le găsiți pe astea? Nu este neapărat propusă foarte rigid. Adică noi știm că putem să facem în funcție de bugetul. Deci dumneavoastră când mergeți într-un județ, vă uitați, vedeți care sunt condițiile, realitățile și datele de acolo? Nu, nici vorbă. Noi stabilim un calendar
ipotetic, da? La începutul anului sau la sfârșitul anului pentru anul viitor, după care, pe baza invitațiilor primite din orașele respective sau dacă ne dorim noi să ajungem într-un anumit oraș, contactăm noi autoritățile locale de acolo, nu mergem niciodată fără să fim parteneri, nu mergem nicăieri fără să fim parteneri cu primăria orașului respectiv sau cu Consiliul Județean din județul respectiv, mai ales că suntem o instituție a Consiliului Județean Cluj. Cred că atunci când se alătură două branduri puternice, nu poate ieși decât ceva la fel de puternic sau mult mai puternic. Și stabilim exact ce putem face, ce sprijin putem primi sau ce ajutor putem primi de la autoritatea locală din acel oraș sau din acel județ unde mergem și vedem ce putem face noi. Pentru că, așa cum vă spuneam, pe lângă acest program pe care îl susținem, vă dați seama că un astfel de eveniment are costuri pe scenă, sonorizare, promovarea evenimentului, care nu e puțină, pentru că avem foarte multe direcții, mergem și pe promovare în presa scrisă, pe online, pe TV, pe radio, avem caravana audio care merge prin tot orașul, avem flyere, afișe, Facebook, absolut tot ce găsim sau ce credem că este eficient pentru promovarea evenimentului. Apoi avem costuri de electricitate, salubritate, pază. Vedeți câte lucruri trebuie rezolvate înainte de spectacolul. Da, sunt foarte multe. Păi, am început să lucrăm la începutul lunii februarie pentru aceste evenimente. Da. Am venit în Deva până acum cel puțin de 4-5 ori. Deja ne cunoașteți destul de bine. Da, cunosc foarte bine orașul, dar n-am știut dimineața cum să ajung la dumneavoastră, spre rușinea mea, dar până la urmă am reușit să ajung, sigur știu să ușor. Vin direct, exact. Da. Și așa facem pentru fiecare oraș. Mergem cu două zile înainte de eveniment pentru instalare. Miercuri și joi de obicei se întâmplă acest lucru, vineri, sâmbătă, duminică e evenimentul, luni și marți strângem, curățăm, lăsăm zona impecabilă și plecăm mai departe în următorul oraș. Spuneți-mi, cei care vor participa, vizitatorii, trebuie să plătească ceva la intrare? Nu, să... nu, este intrare, deci, liberă, este intrare liberă. Da, este intrare liberă pentru toată lumea. Nu. Dacă cineva dorește să ia produse de la dumneavoastră și nu mai sunt, pentru că se va întâmpla, mai ales în a treia zi, știu că întotdeauna se întâmplă așa ceva, da. Pot să ia și comenzi bineînțeles, cei mai mulți dintre producători pot iau comenzi telefonice de la clienții pe care i-au câștigat ca și prieteni sau sunt mulți dintre ei care pot... Asociația are și... o adresă de online? Da, sigur că da, www.produsdecluj.ro www.produsdecluj.ro și pagina de Facebook Produs de Cluj. Și Facebook, pe care, sunt sigur care o să vă regăsiți acolo. Da, pagina de Facebook este în permanență vizitată de deci, practic, dumneavoastră aveți pentru toate categoriile de vizitatori câte ceva de oferit, de admirat, de privit, de mirosit, de gustat, de distrat și de băut și de mâncat. Da, nici n-am vorbit de celebra pălincă de Cluj. Da, este care și pălinca, o găsiți și pălinca. Eu, soția e din partea tatălui din Cluj și am fost la un loc acolo unde se face pălinca și am văzut și cum se face și cum... A doua oară. La Cluj se artă, face... Frate, da, țuica se face... Și se întoarce de două ori ca să aibă 52-55 de grade. 52,5 grade, bistos, atâta. Să stea mărgelulețele în pahar. Da. Eu sunt medeșancă la origine, m-am născut în Mediaș. Frumos și părinții mei sunt din Alba, din Blaj. Și acolo țuica nu se face... Nu se face așa de tare. Da. Și soțul meu fiind clujan, când a băut prima dată țuică de la media, și a zis, păi asta nu e țuică, asta ce, nu poate fi. Asta e febră, mă. Trebuie să scrii țuică pe ea ca să știi că e țuică, iar... De când el se ocupă de țuică și când mergem acasă la Mediaș, tatăl meu îi zice, hai să bem o țuică de la tine, că asta e țuica. Doamna director Ramona Moldovan, mai avem
sub două minute din această emisiune, care a trecut foarte repede, aș vrea să mai anunțați odată când, cum, unde, ce se pot vedea pentru cei care se uită acum. De mâine dimineață, începând de la ora 10, suntem pregătiți cu tot ce trebuie, de la carne, lactate, miere, gemuri, toate siropuri, prăjitură de casă, exact, obiecte de artizanat autentice aduse de la Cluj, scenă cu program artistic în fiecare zi, parc de distracții, spectacole de magie, atelier de sculptură în fructe și legume. Ce mai cred că, așa cum ați spus și dumneavoastră mai devreme, nu lipsește nimic, totul este complet și pregătit în așteptarea devenilor să vină din nou să viziteze cel mai fain târg din Ardeal. Auziți numai ce frumos, cel mai fain târg, se vede că doamna e un... E un bun reprezentant al județului Cluj. Doamnă, dacă o gospodină întreabă de rețetă, cum ați făcut asta? Îi se spune? Sunt anumite secrete, asta am văzut cu siguranță sunt anumite secrete lucruri se spun, anumite nimeni, lucruri îmi pare nimeni rău. Nu-și vinde rețeta așa pe... Nu o pune pe tavă, cu siguranță, dar în general oamenii sunt deschiși în a povesti și în a explica și altora cum fac sau cum procedează. Bun. Foarte multă lume adoră aceste produse tradiționale, dar sunt și unii care ezită din cauza fricii că ar fi prea scumpe. Prețurile cum sunt? Da, așa este. Există această temere și uneori este adevărat că produsul tradițional, nu uneori, întotdeauna, este adevărat că produsul tradițional este mai scump, dar este de o altă calitate. Nu vorbim de produsul care este, pe care îl găsim în comerț, care are doar acele renumite euri, prafuri, da? Și alte, știu eu ce alte lucruri în el. Aceste produse sunt adevărate. Ele au carne, au lapte în ele. V-am spus, mierea este miere, nu are zahăr. Da, am văzut că produsele totuși sunt la prețuri accesibile. Nu sunt în dolari, nici în euro, nu, nici în lire. Nu, prețurile sunt accesibile, da. Deși pot părea mai mari decât produsele de pe rafturile magazinelor. Dragii mei, aici trebuie să ne oprim. Astăzi doamna Ramona Moldovan, sociolog și jurist, directorul Asociației Produs de Cluj, a fost în studioul nostru și ne-a spus că mâine e mare, mare târg în Deva, acolo la Produs de Cluj. La Produs de Cluj, în parcare la acel supermarket pe care îl cunoaștem cu toții. Vă mulțumesc, stimată doamnă, pentru prezența dumneavoastră și pentru anunțurile făcute. Vă mulțumesc și eu pentru Vă mulțumesc, invitație. Dragii mei, pentru faptul că ne-ați acordat atenție. Vă doresc o zi cât mai frumoasă. Ne întâlnim mâine la Produs de Cluj. Vă urez o săptămână cât mai frumoasă, o duminică superbă și să ne vedem cu bine pe 1 mai. La revedere!